Bineînțeles că orice părinte își dorește ce este mai bun pentru copilul său. Cazurile pentru care noi încercăm să luptăm cât ne stă în putință sunt două cazuri disperate. Primul este cazul unui copil de un an și jumătate, David, care are pareză totală. Acest copil s-a născut natural, s-a născut normal, s-a născut cu nota 10 la naștere, dar dintr-o eroare medicală sau m-am înțeles că ar fi fost vorba de un microb luat din maternitate, a paralizat. David se poate recupera din punct de vedere medical cu ședințe de kinetoterapie în Ucraina. O singură ședință costă 3.500 de euro și el are nevoie de cel puțin 10 ședințe. Știm toți că este foarte greu pentru o familie din ziua de astăzi, modestă sau medie, să beneficieze de 35.000 de euro. Părinții au făcut eforturi supraomenești și au reușit să îl ducă pe David de 3 ori până acum în Ucraina și el se recuperează. Se pare că a început să-și miște mânuțele, piciorușele, dar nu poate sta în fund și nu poate să-și țină capul. Scopul, după cum am spus, este să încercăm să-l ajutăm acest copil să meargă, pentru că se poate. Un al doilea caz pentru care noi încercăm să luptăm este un caz cu adevărat disperat. Dacă la David depinde de noi, dacă el se face bine sau nu, într-o oarecare măsură, nu vom putea noi strânge 35.000 de euro, dar cât de puțin contează foarte mult. Dar dacă la David se poate face ceva din punct de vedere medical, următorul caz este dramatic. Este vorba de un băiat, Bogdan, parcă îl cheamă, cu hidrocefalie. Cred că dumneavoastră îl știți. Este acel copil, băiețel, cu capul foarte mare, care merge în căricior. Părinții îl duc în căricior. Din punct de vedere medical, pentru el nu se mai poate face absolut nimic. Lichidul i-a inundat cutia craniană, nu mai poate fi salvat, dar, ținând cont de faptul că și la el vin sărbătorile, are nevoie și el de o hăinuță, poate are nevoie de o mâncărică bună, de un tratament, mai ales un tratament, pentru că tratamentul este destul de costisitor și are nevoie de un colind. Noi am încercat să vă transmitem dumneavoastră în această seară bucuria Crăciunului. Sperăm că am trezit în inimile dumneavoastră datoria de a transmite la rândul vă bucuria Crăciunului acestor doi tineri, acestor doi copii. Este foarte greu pentru un părinte să-și vadă copilul în cărucior sau să vadă cum se topește sub ochii săi. Încercăm și v-aș ruga și pe dumneavoastră să încercați să-i ajutăm să nu se topească acești copii, ci să înflorească. Tinerii cred că v-au încântat cu aceste colinde și după cum, după reacția pe care ați avut-o, chiar ați fost încântați și nu ne face mai mult decât să ne bucure și să ne facă să fim responsabili pentru ceea ce va mai urma. Pentru alte proiecte pe care Corul Misionar al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Corul Studenților, să aibă lucrări mult mai mari și mai mari, din ce în ce mai mari. Să vă spun ceva despre cor. Dacă dumneavoastră credeți că acest cor este format din tineri la conservator sau cu vaste cunoștințe muzicale, vă înșelați. Tinerii sunt studenți de la mai multe facultăți din Iași, sunt și de la teologie, sunt de la litere, sunt de la filozofie, de la medicină, de la biologie, de unde mai sunt ei, îmi cer scuze că nu, farmacie, de peste tot.
Și foarte mulți dintre ei nu au cunoștințe muzicale de cântare psaltică, pentru că noi am încercat să vă cântăm colinde psaltice. Dar au ceva, au dragoste. Și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dragostea îndelungată. Ne-am răptat unii pe alții, am repetat și am ajuns în fața dumneavoastră. De asemenea, în munca tinerilor din corul Sfântului Ioan Cucuzeu, de 2 ani în coace, am încercat să o strângem într-un CD de colinde. CD-ul se numește Nouă azi mi s-a născut. Acesta cuprinde unele colinde pe care le-ați auzit în seara asta, altele pe care nu le-ați auzit și vă invităm să le ascultați dumneavoastră acasă. CD-ul va fi la vânzare la ieșire. Ar trebui să nu fac publicitate, dar asta este. Trăim prin publicitate. Și aș vrea să vă spun, de asemenea, că toate fondurile care se vor strânge de pe urma vânzării acestor CD-uri, în mare parte, vor ajunge la acești doi copii. Într-o oarecare măsură. De asemenea, tinerii de la Ator, dragii tineri de la Ator, pe care îi ador, vor fi cu câteva urne în care dumneavoastră, dacă binevoiți și dacă v-a plăcut colinda noastră, să puneți un bănuț acolo, în acea cutie, de asemenea, pentru cei doi tineri. Sperăm că v-am încântat cu aceste colinde și dacă noi v-am colindat, atunci și dumneavoastră să ne colindați. Și vă invităm, ca împreună cu tinerii, poftiți cei de la Ator și dumneavoastră în față, haideți, să cântăm o ceveste minunată cu toată sala. Thank you.